Dar e duminică și Ioana este prezentă la întâlnirea cu Prof Online. Vedem repede despre ce este vorba, Ioana, pornim la treabă. Din manual bănuiesc că e pregătit așa, câte ceva. Hai să vedem concret cum stau lucrurile. Nu știu dacă acum mai ai ceva de pe calculator la Prof Online. Nu. Nu ai nimic. Atunci îl și dăm deoparte. Haideți să-l închidem și să vedem acolo ce probleme s-a evit din manual, așa cum, cred că de la semănare sau de unde ai lucrat astăzi. Da, să vedem exact cum stau lucrurile. Așadar, formulează prima întrebare și să vedem despre ce este vorba. Nu știu să fac problema asta 19. Citește, te rog. În trapezul ABCD, AB paralel cu CD, avem AB 7 cm, CD 9 cm și AC 8 cm. Dacă AC intersectat cu BD egal cu O, lungimea segmentului AO este egal cu 8 cm. Deci să vedem ipoteza, să vedem exact așa. Deci ai încercat tu, ai ajuns într-un loc anume. Da. Și că ceva greutăți s-au ivit acolo. Hai să le vedem. Îți dai seama că eu nu știu de o problemă. Dar, ca și altă dată, spuneam ce este important, trebuie să am curajul și convingerea că o pot face. Cu asta începem. Deci să dăm un trapez unde este... Aici am văzut. Așa. Și care înseamnă că l-ai notat cu ABCD, nu? Da. Așa. Și ai spus acolo că... AB paralel cu CD. Da. AB egal 7 cm, da. CD 9 cm și AC 8 cm. Da. Și? Și apoi AC se intersectează cu BD. Diagonalele, da? Da. Bun. Și trebuie să-l aflăm pe... Trebuie să aflăm pe AO. AO. Dacă ai vreo idee. Deci AB este de 7 cm, CD baza mare din 9. Eu am zis că AB fiind paralel cu CD, rezultă că triunghiul AOB e asemenea cu DOC. Corect. Că m-am luat după desenul ăsta. Așa. Deci ai întâlnit undeva chestia asta cu paralelismul dusă undeva pe prelungirea laturului triunghiului, da. Nu? Ai văzut? Deci ai găsit tu un model și ai zis hai să vedem dacă nu cumva va fi varianta asta să o folosesc sau am șanse oare să folosesc așa ceva? Să zicem. Și după aia din asta au rezultat că AO supra OD egal cu OB supra OC. AO supra OD. OD. Cum de-ai găsit așa? Eu vreau să înțeleg bine când faci proporționalitatea. Triunghiurile sunt asemenea, nu? Din ce știm, da. Că paralel adus formează un triunghi asemenea cu celălalt, da? Da. Ei, acum povestea este, ai zis, sus vei folosi laturile cărui triunghi? Al lui AOB. AOB. Foarte bine. Ai numai AO, OB și AB, da? Da. Deci cum ai scris acolo? AO, OB și AB. De acord. Da. Hai să vedem cum aranjăm primul raport. De desubt trebuie să fie laturile triunghiului DOC. Foarte bine. AO este văzut de cine? Ia să ne uităm. AO de cine este văzut? Ca... De unghiul B. De unghiul B. Arată-l tu cu... Așa. Acela... De, nu tot unghiul B. Da, doar partea asta. Atât, ăla micuț. Da. Deci citește printre litere ca să nu facem confuzie. ABO. ABO, de acord. Deci ăla este unghiul. Bine. Și acum, în clipa în care ai zis unghiul AO este privit, așa cum spui tu, de unghiul AOB. ABO. 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 Unghiul AB-ul cu care unghi este congruent dintre unghiul celălalt acum? Lângă DOC.
De e congruent cu unghiul OCD. OCD. Ce motive ai? Ar trebui să fie, nu? Două drepte paralele. Le ai ale trapezi. Nu. E congruent cu unghiul ODC. O aveți. Pentru că AB și cu DC sunt paralele și BD secantă. De acord. Deci, încă o dată, marchează-l prin un arc micuț acolo ca să vadă toată lumea și cu care unghi este congruent din celălalt triunghi. Așa, de acord cu asta. Iar unghiul ăsta, spre ce latură se uită? Unghiul de spre AC. Spre OC. Ai vezi? Nu OD, nu-i bine OD. Da. Deci pui repede și modifici și spui OC. Așa se găsesc laturile pe care le scrie la proporționalitate după unghiuri. Deci OC. Mai departe. OB. OB este privit, OB-ul este privit de cine? De unghiul A. De unghiul A. Care e congruent ăsta, da. Care e congruent cu acesta. Corect. Iar unghiul... Pentru că aceea se cantă. De acord. Iar unghiul acela... Este din... privit de OD. Da, așa, se uită spre latura OD. Așa zici, OD. Și în sfârșit, ți-a rămas a treia latură? AB cu DC. AB cu DC. AB cu DC, e clar. Și acum, din ce știi ca elemente date în problemă, să încercăm să folosim. Deci AO, tocmai ți se cere în problemă, nu? Da. AO, n-ai ce face. Supra OC. Da. OC știi cumva? Nu. Nu. OC, nu știm. Nu. OB, nu. Nu, OD, nu. AB și AC. Ne putem opri la primul și la ultimul raport. Deci zicem AO supra OC. Din șirul de rapoarte folosim proporția aceea, da? Eu m-am descoperit că AC este format din AO plus OC și AC egal cu 8. Ți se dă în problemă, nu? Da. Asta e foarte important. Deci să scrim raportul acela care îl avem noi. AO supra OC egal cu... AB supra DC. Așa, AB supra DC. AB supra DC, da? Bun. Și acum ne concentrăm aici. Pe AB îl știi, poți să înlocuiești, da? Deci echivalent asta. Scrie în continuare echivalent. AO supra. AO supra OC. Egal cu 7 supra 9. Foarte bine. 7 pe 9. Dar tu trebuie să, din relația asta, să-ți rămână necunoscută doar AO. Da. Adică trebuie să aflăm pe OC. Ar trebui să pe OC să scrii funcții de AO. Gata, știu. Ia să vedem. Păi știm că AO plus OC egal cu 8. Bun. Și de-aici scoatem pe cine? Pe OC. OC, sigur că da. OC egal cu 8 minus AO. Corect. Și... echivalent, scriem din nou relația. AO o las. 8 minus AO. Da. Egal cu 7 pe 9. 7 pe 9. Și acum, în relația asta, în egalitatea asta, cine este singura necunoscută este? AO. AO. Deci. Aici produs un mijloc proces extrem, nu? Da. Ești echivalent, e banală de acum chestia. AO ori 9 egal cu 7 ori 8 minus AO. Corect. Și 9 AO. Da. Egal cu 56 minus 7 AO. Corect. Și vine 56 egal cu 9 AO plus 7 AO. Sigur că da, pentru că tu te duci în membru celălalt, da? 7 AO. Deci 56 egal cu 16 AO.
Și au egal cu 56 supra 16. Așa, egal o cel trebuie față la linii difracției, că așa da. Nu redactăm cât se poate de atent. Deci egal linii difracții întâi, da, și scriem 56 supra 16. Și acum, ia să vezi. Simplificăm cu 8. Cu 8. 7 și 2. Așa. 7 supra 2. Egal cu 7 pe 2. Nu? 7 ori 8 și 7 pe 2 am aflat pe cine? Pe au. Exact întrebarea. Hai să mai vedem o dată ce nu a mers, de ce tu ai avut... Din cauza aici, la rapoarte. Scrierea rapoartelor. Deci n-ai făcut-o cum trebuie, ci pur și simplu le-ai spus așa. Hai să zic laturile de sus și jos laturile de jos a celui al triunghi. Deci asta e respectat. Laturile unui triunghi supra laturile celuilalt triunghi. Deci dacă triunghiurile sunt asemenea și ai toate motivele aici să fie asemenea, pentru că unghiurile, știi bine, două unghiuri trebuia să fie egale. Da. Dar tu ai chiar toate trei unghiurile, că ai suficiente argumente. Da, da. Alterni, interne, alterni. Aici sunt opuși la vârf. Și la vârf, deci două erau suficiente, că al treilea vine prin completare la 180 grade. Da. Da? Ei, și acum să ținem minte, nu mai greșim niciodată. Da. Cum ne-am hotărât, scriem toate laturile de sus ale unui triunghi, iar jos începem după unghiuri. Da. A-O îi privit spre A-O, se uită unghiul acela din B, A, B, O. A, B, O e congruent din ce știm dintr-un unghiul al doilea cu O, D, C. Și atunci O, D, C se uită spre O, C. Și de ce zice A-O supra O, C? Da. Da? Așa trebuie să ai în vedere tot timpul. Deci, să remarcă mai și poți să notezi atenție la scrierea rapoartelor. Că asta a fost miezul problemei, da? Atenție la scrierea rapoartelor de proporționalitate. Raportului de proporționalitate. Dintre laturi, da? Deci multă atenție aici. În orice, când ai stabilit că triunghiurile sunt asemenea, scrierea proporționalității laturilor se bazează pe ce am fost spus acum. Asta este lucrul esențial din problema asta. Cu asta rămânem. Da. Mergem mai departe. Mai departe, problema 23. Așa, 23, n-ai început-o deloc. Nu. Bun, acum aș vrea la problema 23, o facem la prima citire. Da. Hai să zicem. Triunghiurile ABC și DEF sunt asemenea. Deci, în ipoteză, scriem triunghiul ABC, este asemenea cu triunghiul DEF. Da. Se cunosc AB 12 cm și AC 10 cm și BC 11. AB mai mare decât DE, iar raportul de asemănare al celor două triunghiuri este egal cu 3. Asta nu știu ce înseamnă raportul de asemănare. Adică, în momentul în care fi proporționalitatea laturilor, valoarea raportului la împărțire, valoarea raportului, cum a fost la noi în cazul de mai înainte, știi cât a fost raportul de proporționalitate? 7 pe 9. 9. Deci, valoarea raportului. Acum ar reveni... Îți dă fracția. Aici, nu? Acolo. Sau aici, AO supra OB... AO supra cine ți-o dați? AO. Supra OC. Supra OC. Valoarea raportului la împărțire da. Este un număr care mă ai văzut mai înainte, 7 pe sau cât 9. A fost? 7 pe 9. Deci, valoarea raportului așa este. Asta, da. Adică, fracția ce e? Valoarea fracției respective este atât. Și nu se nota cu K, parcă? Ei, depinde acum și problema, dar și ți-o dă autorul valoarea raportului. Da. Mai citim o dată problema.
perimetru, și ne cere perimetrul triunghiului DF. DF. Triunghiurile ABC și DF sunt asemenea. Da. Să le desenez. Da. Le desenez separat, nu? Sigur, sigur, sigur. Deci două triunghiuri. Unul mai mare, altul mai mic, dar să fie asemenea. Adică ce înseamnă să fie asemenea? Unghiurile să le păstrez egale. A, așa. Unul, celălalt mai mare. Corect. Bun. Notăm ABC. Și DEF. DEF. Așa cum ai văzut aici ABC, ai respectat bine și DEF, încât ordinea notării să respecte cum ai văzut unghiuri, adică unghiul A să fie congruent cu unghiul D, unghiul B congruent cu E. E și că cu F. Asta ai vrut să spui, da? Deci poți să spui în asemănarea aceea a triunghiilor, tu ai desenat așa fel triunghiul și l-ai notat. Dacă notai începând de aici pe B, apoi trebuia să spui că B ar fi congruent, dacă notai de aici începând, au cu E sau știu eu. Da. Deci tu trebuie să stabilești foarte bine, dar dacă autorul să spui ABC în ordinea asta a literele și DEF, apoi și tu au cu D, așa trebuie să vezi, unghiul A cu unghiul D, unghiul B cu unghiul E și unghiul C cu unghiul F. Da. Deci în paranteză aici, aici ca în ipoteză, pui așa, unghiul A congruent cu unghiul D. Da. Unghiul B cu unghiul E. Da. Și unghiul C cu F.